Primarul din Chies speră să obțină cât mai repede finanțare pentru finalizarea bazei sportive din comună. Proiectul bazei sportive din Chieș a rămas nefinalizat din lipsă de fonduri. Primarul spune că dacă ar fi bani în 2 luni, s-ar putea finaliza lucrările. Da, avem o bază sportivă cum rar să mai găsești în stadiu de așteptare. Sigur că se găsesc rar. S-a început un proiect pe ordonanța numărul 7 în urmă cu câțiva ani de zile, în care s-a întrerupt finanțarea și acum suntem în stadiu de a încerca să o finalizăm. Am depus o documentație la Compania Națională de Investiții, unde ni s-a promis că să finanțează bază sportive și credem că în cursul anului acesta, în primăvară, să intrăm să obținem o finanțare pentru a finaliza. E necesar de a termina înăuntru utilitățile, adică apă, canal, vestiarele, să introducem încălzirea centrală, să facem afară la exterior tribunele, care sunt foarte necesare. Curentul electric l-am introdus, e dus până la peretele construcției și credem că în cursul anului viitor, 2018, să reușim să obținem finanțare și să o finalizăm, fiindcă mai multe sunt procedurile scriptice decât partea de a fi executată. Adică cred că execuția în 2 luni de zile un constructor serios o poate termina. Și ne bazăm pe promisiunile care ni s-au făcut, Compania Națională de Investiții ne va acorda finanțare. Terenul de sport este aproape în regulă, dar văd că pista de atletism, mai aveți de lucrat la ea? Nu, dar datorită întemperiilor, datorită vânturilor, se poartă material pe el, deci nisip, pământ, și atunci ăla nu face altceva decât să mai dai câte o bureană pe aici pe acolo. Dar încercăm să le curățăm și pare și nu ne putem curăța decât prin ierbicidare. Cine folosește baza sportivă? Avem o echipă de fotbal care o folosește, mai vin copiii de la școală în anumite situații. Pentru ca baza sportivă să fie așa cum își dorește comunitatea, mai trebuie rezolvate utilitățile în vestiare și amplasate tribune pentru spectatori.